Cea de-a 7-a ediție a evenimentului Nouă ne pasă a avut loc pe 12 aprilie. Au fost 5 ore de spectacol pe scena Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, scopul din acest an fiind strângerea de fonduri în vederea achiziționării de aparatură performantă pentru Centrul de Transfuzii Sanguine Călărași. Efortul depus de cadrele didactice ale școlii Mircea Vodă s-au concretizat prin strângerea sumei de 27.000 de lei, obținută atât prin vânzarea mărțișoarelor Nouă ne pasă, peste 1500 de bucăți, cât și din donațiile directe făcute pe parcursul spectacolului umanitar. Astăzi împreună cu noi este doamna Alina Lotrea, directorul școlii Mircea Vodă din Călărași, dar și inițiatorul proiectului Nouă ne pasă. Bine ați venit la noi! Bună ziua și bine v-am regăsit! Mă bucur să ne vedem, iată, la cea de-a 7-a ediție a acestui eveniment, cu atât mai mult cu cât am salutat fiecare inițiativă care a avut un scop umanitar și mă bucur că se întâmplă în comunitatea noastră astfel de lucruri. Recent, sau mai precis în ultimile 2 săptămâni, am avut 3 evenimente cu scop umanitar. Asta înseamnă că ușor, ușor învățăm și noi să ne implicăm și ne obișnuim cu ideea, cu termenul de voluntariat. Așa este. Proiectul nostru este proiectul de suflet al școlii Mircea Vodă, așa cum ne place să-i spunem. Și ați fost martorii nașterii lui oarecum, pentru că mi-aduc aminte, în 2015 ați fost la noi la școală, la școala Mircea Vodă. În momentul acela se deschideau porțile Academiei de Arte Frumoase Daniel Iordechioaie, pentru că de fapt atunci a plecat ideea și pentru că dânsul a venit cu un suflu nou așa și cu idei multe și frumoase. Noi le-am îmbrățișat, le-am adaptat la nevoile comunității noastre și iată că a ieșit un proiect frumos care se numește Nouă ne pasă. Și proiect din care fiecare dintre noi învățăm în fiecare an, așa cum se întâmplă și cu toate celelalte proiecte derulate, așa cum spuneam, evenimente umanitare, pentru că deja s-a consumat ediția 7-a a evenimentului. Aș vrea să vă rog să vorbim un picuț despre ce s-a întâmplat în ăștia 4 ani de activitate, 4 ani de voluntariat, în care deopotrivă cadre didactice și copii, iată, sunteți implicați. Povestea lui Nouă ne pasă mă emoționează foarte mult, pentru că presupune să depui foarte mult efort și mai ales foarte mult suflet. Așa cum spuneam, în 2015 am plecat timid. Mi-aduc aminte că primul spectacol din primăvară s-a ținut cu sala doar pe jumătate plină, iar acum, în 12 aprilie, sala era pur și simplu sufocată, atât de numerele care au evoluat pe scena sălii de spectacole, cât și de spectatorii veniți să fie alături de noi acolo. A fost un spectacol extraordinar și finalul într-adevăr a contat, pentru că și suma de bani pe care am strâns-o anul acesta a fost cea mai mare de până acum. Așa cum spuneam, în 2015 primul spectacol a fost dedicat centrului Sera, pentru că noi avem destul de mulți copii de acolo și atunci ne-am gândit că bănuții pe care o să-i strângem o să le fie folositori. După care un spectacol frumos a fost cel pe care l-am făcut în iarnă pentru copiii din Centrul cu Handicap. Apoi a urmat o serie de copii cu probleme de sănătate. Cu mult drag am realizat și pentru ei spectacolele umanitare. Și apoi anul trecut ne-am gândit că putem să facem și mai mult pentru această comunitate, îndreptându-ne atenția către organizații, către instituții care au nevoie de acești bănuți și în felul acesta ne-am gândit că banii pe care o să reușim să-i strângem în 2017 se vor îndrepta către Spitalul Județean Călărași, mai bine zis către secția de neonatologie, Pentru că, nu-i așa, putem în felul acesta să ajutăm mai mulți copii. Și nu doar era mare nevoie acolo de ajutor la momentul acela. Exact. Parteneri în proiectul de anul trecut au fost și cei de la Salvați Copiii, pe lângă Inspectoratul Școlar Județean, care a fost alături de noi. Și un sponsor mare, un călărășan care a donat o sumă foarte importantă de bani în numele familiei. Așa se întâmplă lucruri. Da. Da. Și este foarte bine că se întâmplă astfel de lucruri. Ați continuat? Am continuat, da. Anul acesta am hotărât alături de echipa mea să strângem bani pentru Centrul de Transfuzii Sanguine Călărași. Așa cum am spus și în seara spectacolului, știu că noi nu avem puterea să rezolvăm aceste probleme pe care comunitatea le are, dar atragem atenția asupra lor și este un prim pas de a le rezolva, de ce nu? Și în al doilea rând, noi ca și școală avem o datorie față de elevii noștri. Trebuie să învățăm să facă ceva pentru comunitatea în care s-au născut, să se implice. Adică să le pese. Să le pese, pentru că de aici a plecat proiectul, nu? Exact, așa a fost gândit. Pe buzele tuturor am observat că în ultimul timp aceste cuvinte s-au spus din ce în ce mai des. Nouă ne pasă și într-adevăr nouă ne pasă. Vă spuneam că mă emoționează foarte mult tot ceea ce se întâmplă acolo, pentru că efortul nostru începe cu multe luni în urmă. Anul acesta, de exemplu, am făcut mărțișoare în formă de inimă pe care scria nouă ne pasă și alături de colegii mei și de elevii din școala Mircea Vodă am ieșit și le-am vândut. Toți bănuții s-au dus într-un cont creat de Crucea Roșie, pentru că Crucea Roșie, filiala Călărași, a fost partenera noastră în acest an, alături de banii care s-au strâns în seara spectacolului, și iată că așa am ajuns la suma de 27.000 de lei care se va îndrepta către Centrul de Transfuzii Sanguine Călărași. Este un efort foarte mare pe care îl facem, atât cadrele didactice din școala noastră, cât și copiii, cât și toți ceilalți care vin în seara spectacolului. Eu știu ce înseamnă fiecare număr pe care ei ni-l oferă acolo pe scenă. Înseamnă pregătire multă, în afara orelor de program. Înseamnă un efort chiar și financiar, pentru că ați văzut ce spectacol de culoare, de... Până la urmă este implicată toată familia în susținerea, inclusiv a vestimentației cu care copiii se prezintă pe scenă. Făceam un calcul, anul acesta cred că au urcat în jur de 600 de copii. Elevi pe scenă, înmulțit cu doi părinți, cu bunici, cu cadre didactice. Vă dați seama, este vorba despre mii de oameni care se implică la un asemenea eveniment și cărora cu adevărat le pasă. Pe lângă cei 27.000 de lei care sunt foarte importanți, până la urmă vorbim de o sumă, așa totuși, este. Da. Efortul acesta și mai ales gestul familiei, gestul cadrelor didactice până la urmă, că e tot o muncă de voluntariat, nu? Să lucrezi cu copiii, să-i pregătești, să iasă pe scenă și ei să știe că fac lucrul ăsta pentru a oferi ceea ce este necesar acolo, într-o comunitate mai mică. Mai mult decât atât, o parte din bani au venit și din vânzarea tablourilor, desenelor copiilor, pe care le-am licitat în seara spectacolului. Acolo sunt zeci de desene făcute de elevi din Călărași și nu numai, pentru că începând de anul trecut proiectul nostru s-a extins. Anul acesta am avut desene care au venit din alte 8 județe. Deci vă dați seama că acei copii au pictat știind că fac lucrul acesta și contribuie și ei la proiectul nostru umanitar. Sunt convinsă că nu o să vă opriți aici. De fiecare dată când se trage cortina, suntem foarte obosiți și ne întrebăm și noi în momentul acela dacă o să putem să mai facem acest efort și la anul. Și asta se întâmplă de vreo 5 ani încoace, de 4 ani de fapt. Iată că am zis de 5 ani, deci cu siguranță se va întâmpla și la anul. Ați avut și câte două evenimente? Am avut și două evenimente, dar e foarte greu. Și primăvara și iarna. Este greu pentru că trebuie să mai facem și altceva, adică în primul rând școală. Este vorba despre școală și toate aceste lucruri, activități vin pe lângă activitățile noastre de la clasă, toți avem clase. Și aici iarăși vreau să subliniez munca pe care echipa școlii Mircea Vodă o desfășoară de ani de zile. Ei au îmbrățișat cu drag acest proiect. Aveți și o echipă bună acolo. Avem o echipă muncitoare. Da, da. Sunt niște oameni extraordinari. Trebuia să vedeți cum stăteau în fiecare după amiază cadrele didactice de la primar, care terminau la 12 orele, sau cei de la gimnaziu veneau mai devreme și lucram la mărțișoare, le puneam fundițele, lipeam acel bolj. Și câtă încărcătură emoțională într-un mărțișor. Da, exact. Și asta s-a întâmplat zi de zi, ore în șir. Da, sunt colegele mele, sunt finală, aceea de a comunica suma strânsă pentru achiziționarea, bănuiesc, aparatură sau... Aparatură, știu, da, aparatură pentru acolo. Centrul de Transfuzii Sânge Călărași. Noi ne încărcăm pozitiv în seara spectacolului. Au fost 5 ore, vă dați seama, 5 ore de muzică și de dans. Colegii mei nu au plecat până la final, alături de toți elevii școlii Mircea Vodă, bineînțeles, care se află și ei în fiecare an acolo. Iar seara spectacolului este cu adevărat magică. Eu mulțumesc tuturor acelora care s-au implicat în acest proiect. Alina Lotrea, încă o dată felicitări. Mulțumesc. Să continuați, sunt convinsă că o veți face. Până atunci însă hai să dăm și un mesaj așa de final de întâlnire astăzi către toți aceia care știu că lângă ei sunt oameni, familii, organizații care au nevoi mari, dar care poate nu au suficient curaj să spună ce li se întâmplă sau ce nevoi au. În primul rând și eu vreau să mulțumesc mass-mediei călărășene. Întotdeauna ați fost alături de noi și ați promovat toate aceste evenimente. Vreau să... Toți cei care au nevoie de ajutor trebuie să știe că întotdeauna alături de ei sunt oameni cărora le pasă. Iar acest lucru mie mi-este demonstrat din 2015 încoace cu adevărat. Și este important să cerem ajutor, pentru că întotdeauna se va găsi o mână care o să fie întinsă pentru a primi acest ajutor. Mulțumesc foarte mult! Cu mult drag!